Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Te-ai săturat să visezi cu ochii deschiși? Zboară direct de la aeroportul Iași. La Paris, să vezi cele mai frumoase muzee, sau la Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. În mai puțin de 2 ore, descoperi un oraș între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștepți să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici de celelalte 8 destinații externe directe, pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Suntem cu toții diferiți, însă reducerile ne plac tuturor. Vă așteptăm la Reflex, unde vei plăti numai jumătate din prețul inițial la îmbrăcămintea și încălțămintea de sezon. Nu ratați ocazia! Reflex, o garderobă de succes de calitate garantată. Vizită la salonul de înfrumusețare Victoria îți oferă ocazia să descoperi lucrul care ți se potrivește. Prin serviciile de înfrumusețare oferite, cele mai noi tehnici, produse de îngrijire profesionale și specializarea stiliștilor, atât clientele care vor încerca ceva nou punându-și în stilist toată încrederea, este aflat pe strada Eugen Stamate, bloc A2, scara A, parter. Salonul de înfrumusețare Victoria îți oferă combinația ideală dintre ambianța plăcută și atitudinea profesională. Bună seara și bun găsit la știrile Actualitatea TV. Cetățenii municipiului Pașcani, care nu au ajuns la un acord cu operatorul Apa Vital, au fost umiliți timp de 2 ani de zile de primarul Dumitru Pantazei. Edilul local a făcut astăzi o demonstrație prin care a arătat că dacă vrea să intervină în favoarea cetățeanului, o poate face oricând, fără a explica de ce până acum nu a fost de partea oamenilor. Gestul edilului local are cu siguranță conotații politice, singurul său țel fiind acela de a atrage capital electoral. Primarul municipiului a mers astăzi la blocul de locuințe M3 de pe strada Grădiniței pentru a discuta cu oamenii care nu au apă. Acolo se aflau și muncitorii de la Apa Vital. După o discuție cu aceștia, a pus mâna pe telefon și a sunat la șefii lor. Ca prin minune, situația oamenilor s-a rezolvat după ce au stat fără apă rece aproape o lună de zile. Ne-am deplasat astăzi în teren la blocul M3 și la căminul ITP din zona deal. Telefonic am rezolvat cu cei de la Apa Vital și pentru căminul Remar din zona vale. Aceștia au asociații de proprietari în zona deal. În zona vale există un reprezentant de scară. S-au mai achitat o parte mare din datorii. Cele mai mari datorii erau aici în zona deal, la blocul M3 și la căminul ITP. Doamna de acolo, reprezentantă de asociație, a fost și achitată astăzi o sumă de bani. Cei de la Apa Vital au acceptat contra sumei de bani, deși au mai rămas niște restanțe, să reia furnizarea apei la aceste blocuri. Primăria va încerca în perioada următoare să vină, în special la aceste cămine, cât și la blocul M3, să facem un studiu, să vedem cam care ar fi suma pentru a-i separa pe oameni. Bineînțeles, vor plăti și ei, însă vom încerca cu cei de la RGCL să aplicăm un tarif social, pentru că e clar că lumea din această zonă nu are bani pentru o investiție foarte mare. De ce vreau
vreau în 3 zile săptămâna viitoare. Nu te văd cu vreo. Și veniți înapoi? Veniți înapoi, da? Nu sunt cunoscute motivele pentru care cei de la APA Vital au reacționat la ordinul primarului și de ce șefii operatorului nu mai sunt atât de interesați să își recupereze debitele. Aceeași măsură a fost luată și pentru locatarii blocului Remar. Astăzi dimineață, nici locatarii blocului Remar nu aveau apă. Oamenii cu care reporterii noștri au discutat nu știau ce să mai creadă, mai ales că se anunțase că nu se vor mai face debranșări. Ieri când am venit de la Iași, apa a fost întreruptă, apa rece. Poate sunt unii care au plătit, care nu au plătit-o, dar eu am spus că nu se mai întrerupe apa. Fals, este apa rece tăiată. Dacă ferească Dumnezeu, oprește și apa caldă, ce facem? Ne îmbolnăvim? Se poate, uite, vă arăt și chitanța. Apropo, ca să vedeți, este plătită. Eu am plătit-o, numele meu, nu mă interesează de alții. Dar eu nu sunt obligat să ofer din cauza la alții sau din cauza la cei care vor să opresc. Am solicitat celor de la APA Vital un punct de vedere legat de decizia de a răspunde comenzilor primarului. Purtătorul de cuvânt al instituției a susținut. La solicitarea primarului Dumitru Pantazi, care a declarat că se va implica pentru accelerarea procedurii de realizare și votare în Consiliul Local Pașcani a normelor metodologice pentru repartizarea consumurilor de apă din condomeniile cu sistemul de distribuție al apei vertical și facturări individuale pe bază de convenții, conducerea SC APA Vital a decis ca până la aprobarea normelor metodologice în Consiliul Local Pașcani să rebranșeze blocul respectiv la rețeaua publică de apă. APA Vital este astfel întâmpinarea dorinței locatarilor din condomenii din municipiul Pașcani prin oferirea posibilității încheierii de convenții pentru facturare individuală a consumului de apă în condomeniile fără restanță, în care distribuția apei reci se realizează pe verticală, iar distribuirea consumurilor între apartamente se realizează prin repartizarea indexilor contorului de pansament, funcția de citire a pometrelor din interiorul apartamentelor. Conform Răzvana Manolache. Îl întrebam pe această cale pe primarul Dumitru Pantazi, care este motivul pentru care timp de 2 ani de zile nu a intervenit în favoarea cetățenilor din municipiu, așa cum era normal. Senatorul Varujan Voscanian și Victor Chirilă, președintele Arsacii, au fost prezenți astăzi la Pașcani pentru a susține o conferință de presă în care a fost anunțat candidatul ALDE pentru primăria municipiului Pașcani. Astfel, Dermidie Niță, fost membru al PDL, a fost desemnat să candideze pentru funcția de primar. Conform celor declarate de Varujan Voscanian, în urma unor sondări ale cetățenilor de mediu de afaceri din Pașcani, s-a constatat că Dermidie Niță este mult mai apreciat decât fostul conservator Leonard Ursu. De aceea, permiteți-mi mie să spun ce în ochii noștri l-a acreditat. Da. Domnul Niță Dermidie este unul dintre puținii oameni care are o egală experiență în domeniul public și domeniul privat. A avea experiență în interesul public și în interesul privat și a vedea felul în care ele se îngemânează, nu-i puțin lucru. Al doilea lucru, am învățat că dacă vrei să cunoști un om, întâi te uiți pe internet. Am intrat pe internet, am vorbit cu prietenul meu Google, care mi-a spus despre domnul Niță numai lucruri bune. N-am găsit în știrile despre domnia sa și când a fost la ITM și când a fost la Scudas, n-am găsit lucruri rele. Despre cineva, dacă nu se spune lucruri rău, aparența spune că nu există. Domnul Niță și există și nu s-au spus lucruri rele despre el. În următoarele săptămâni, conform celor declarate în conferința de presă, va fi inaugurat și sediul partidului, moment în care se va prezenta și lista ALDE pentru Consiliul Local. Întrebat despre motivele pentru care au hotărât să candideze, Niță Dermidie a afirmat că își dorește ca din postura de primar să asigure un trai mai bun cetățenilor. De ieri, UNPR nu mai are candidat la primăria din Târgu Frumos. Doctorul Ali Gneim, cel care anunța în urmă cu puțin timp că va candida la primăria orașului Târgu Frumos din partea UNPR, a revenit asupra deciziei și a făcut ieri un anunț la finalul ședinței de Consiliu Local, desfășurată la sediul instituției. Acesta a anunțat ziariștii prezenți că iese din cursa pentru fotoliul de primar, ba mai mult renunță de tot la viața politică. El nu va mai candida nici pentru funcția de consilier local. Am un bobin în sănătate, și m-am gândit tot timpul meu, decât să mă ocup cu politica, eu nu sunt făcut pentru politică în general, eu am vrut să ajut oameni așa și am dat ca consilier ca să pot să contribui la a face bine la oameni. Și acum dacă am făcut un centru medical multifuncțional și am 5 medici care vreau să se ocup de ei, nu am timp pentru politică, știți? Și am renunțat așa. Și problemele sănătății se adună, acum nu mai am vârsta când eram tânăr.
gândesc, dar nici pe funcție, nici la Consiliul Local, nici la Primărie, nici... Avem un număr mare, bun, ce să mai trebuie să mai îngăsui și eu acolo, nu-i bă? El o să ne ajute în continuare și asta o ducă bun. Menționăm faptul că Alik Neim este la momentul de față membru al Partidului Social Democrat. El a ajuns în această formațiune odată cu ordonanța prin care era aprobată de către Guvernul României migrația aleșilor locali. În trecut, acesta a mai activat în Partidul România Mare, Partidul Conservator, dar și în grupul consilierilor PNL din legislativul din Târgu Frumos. Sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 44 de ani, care și-a pierdut viața ieri seară după ce s-a înecat în râul Sired. Acesta se afla pe raza localității Buda din comuna Lespez. Bărbatul, pe nume Doru P., plecase împreună cu alți doi prieteni aculeți de ciuperci, derechite de pe malul apei. Într-un moment de neatenție, acesta a alunecat și a căzut în Sired. La fața locului a fost solicitat un echipaj al serviciului de ambulanță Pașcani. Între timp, persoanele care îl însoțeau pe bărbat, ajutate de ciobanii de la Ostână, l-au scos pe acesta din apă. Din nefericire, medicii au constatat că nu mai avea puls, eforturile lor de a readuce la viață fiind în zadar. Corpul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Pașcani, unde a fost efectuată necropsia cadavrului pentru a fi stabilită cu exactitate cauza morții. 1000 de familii din Târgu Frumos vor primi câte 100 de lei pentru a-și face cumpărăturile necesare în perioada sărbătorilor pascale. Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din Târgu Frumos, care a avut loc ieri după amiază, s-a aflat un proiect de hotărâre prin care se acordau tichete de Paște familiilor nevoiașe. Astfel, în acest an, primarul Ionel Vatamanu a dublat bugetul alocat acestor categorii sociale. Dacă până acum la sărbătorile de Paște sau Crăciun se alocau aproximativ 50.000 de lei pentru tichetele sociale, acum vorbim despre o sumă dublă. Știți că până acum noi, mai bine zis dumneavoastră, excludem, primeam și dumneavoastră un iepuraș. Iepurașul de anul ăsta se vor regăsi în acele tichete și vor merge la cei mai necăjiți decât dumneavoastră, care într-adevăr așteaptă, cineva spune că se rămână la 500, dar anul trecut de Crăciun avem și acum cereri care nu s-au onorat. Sute. Și asta nu vrea primarul și i-a venit cu o propunere în fața dumneavoastră, dumneavoastră hotărâți. Dacă mai sunt discuții, supun la vot acest proiect în forma în care e redactat. Cine este pentru? Fiul, lasă-mă la sus. Am prins. Da. 11 voturi pentru. 12 pentru. 12 pentru. 4 abțineri. 4 abțineri. Nu, dar nu vot. Ca să pot da vot. Împotrivă? Împotrivă? Abține? Vedeți ce înseamnă să fii democrat, social-democrat? E doar inima de cetățean. Și într-adevăr ne doare inima, domnule, sunt oameni extraordinar de multe familii necăjite. Credeți-mă, nu au cu ce tulbura apa. Nu fac de dragul de... chiar nu mă interesează. Nu se face politic sau... nu știu. Sunt, cred că, unul dintre cei care stăpânesc mai bine situația din oraș. Practic, cei 100.000 de lei care au fost aprobați de către consilierii locali, cu excepția grupului PNL, vor merge la familiile nevoiașe. Grupul consilierilor PNL au propus ca din bugetul local să fie cheltuiți doar 50.000 de lei pentru aceste etichete sociale, ei votând împotriva inițiativei primarului Vatamanu. Precizăm faptul că pentru a putea beneficia de aceste etichete, cetățenii trebuie să depună o cerere la sediul administrativ al orașului, după care li se va face o anchetă socială. Reabilitarea Pantei Mârzasca se dovedește a fi un proiect mai complex decât s-a preconizat. La scurt timp după ce muncitorii firmei care a câștigat licitația au reluat lucrările, au fost nevoiți să le oprească.
Motivul este conducta de gaz care traversează strada, peste care aceștia au dat în timpul lucrărilor de excavare. La momentul de față se caută soluții pentru continuarea lucrărilor, care se află în stadiul cel mai complex. Săpăturile se fac la o adâncime de 5 metri, iar acum s-a ajuns într-un impas, motiv pentru care se caută soluții tehnice. Astăzi am avut o întâlnire cu proiectanții, constructorul, dirigintele de șantier pentru această lucrare, pentru că este o lucrare dificilă. Soluția tehnică este pentru canalizare la o adâncime de peste minus 5 metri. Sunt o serie de probleme care au apărut ulterior după ce am început investiția, deci după ce s-a făcut proiectul, în special privind instalațiile, și mă refer aici la instalația de apă, instalația de canalizare și instalația de gaz. Ați observat că este o instalație de gaz care a apărut, nu a fost în aviz prevăzută, a apărut ulterior. Am convocat cei implicați în rezolvarea problemelor. Am împreună cu proiectantul s-a făcut mai multe propuneri de soluții. Urmează ca în maxim o săptămână de zile să vină cu soluția care va fi adoptată, astfel încât constructorul să nu fie împiedicat să continue derularea acestei investiții. După rezolvarea acestei situații, urmează să fie făcute branșamente la cele aproximativ 30 de case de pe strada Nicolae Iorga, iar mai apoi se va turna asfaltul. Reamintim faptul că în luna septembrie anului trecut, administrația locală a încheiat un contract în valoare de 1,6 milioane de lei cu asocierea formată din Coneste S.A. și construcții hidrotehnice pentru reabilitarea străzii Nicolae Iorga din municipiul nostru. Ei se vor ocupa de întreg amplasamentul, vor reface rețeaua de apă și canalizare, vor turna covor asfaltic, după care vor reabilita trotuarele pe toată lungimea terasamentului. Sute de elevi din Pașcani și comunele arondate au participat astăzi la Marșul Solidarității pentru persoanele care suferă de autism. Este vorba despre cea de-a patra ediție a evenimentului care marchează Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Startul s-a dat din fața instituției organizatoare, Școala Specială, și împreună au mers până pe esplanada municipiului, unde s-au așezat într-o fundă umană. Cu baloane albastre și mesaje motivaționale, tinerii, însoțiți de profesori, au tras un semnal de alarmă asupra importanței de a conștientiza tulburările din spectrul autist. Astăzi am organizat o activitate pentru conștientizarea autismului. Mâine sărbătorim în fiecare an, pe data de 2 aprilie, se aniversează Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului și împreună cu elevii de la Școala Gimnazială Pașcani și cu partenerii de la celelalte instituții din Pașcani, Colegiul Sadoveanu, Colegiul Teoretic Milon Costin, Liceul Teoretic Milon Costin, Liceul Tehnologic Stolnicen Prăjescu și toate instituțiile din Pașcani au răspuns afirmativ la această solicitare a noastră și am format o fundă umană reprezentând simbolul al solidarității pentru persoanele cu autism și sperăm că prin această activitate am reușit să sensibilizăm și să informăm populația din municipiul Pașcani cu această problematică cu care se confruntă elevii noștri. La final, voluntarii au realizat o fundă umană la care au asistat bucuroși toți pășcănenii aflați în trecere pe esplanadă. Menționăm faptul că evenimentul a fost organizat de Școala Specială Pașcani cu sprijinul primăriei și a mai multor școli din Pașcani. Și nu numai. Este vorba despre Liceul Teoretic Miron Costin, Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea, Liceul Tehnologic Mihai Busuioc, Colegiul Național Mihail Sadoveanu, Liceul Economic Nicolae Iorga și Școala Gimnazială Iordache Canta Cuzino. De asemenea, Școala Gimnazială Lunca Pașcani s-a alăturat, Liceul Tehnologic Stonicem Prăjescu, Clubul Copiilor Pașcani, Fundația Ancora Salvării din Iași, Fundația Go Care România, Fundația Serafim Roman și Complexul de Servicii Comunitare Sfântul Neculai Pașcani. Voluntariatul din ziua de astăzi care s-a făcut este un voluntariat pentru a conștientiza copiii cu autism și este binevenit pentru această idee pentru copii. Copiii au această boală și ne dorim ca ei să înțeleagă lumea cum este ea, cum o înțelegem noi, să o înțeleagă și ea și ne dorim mult să îi ajutăm și să meargă în această lume cu brio, să treacă peste toate greutățile vieții și să înțeleagă lumea. Oamenii vor fi mai solidari, îi vor ajuta mai mult pe copii și vor avea mai multă încredere în ei și îi vor ajuta pe cei din jurul nostru. Până la urmă trebuie să ajutăm, nu? Că suntem oameni și trebuie să ne ajutăm între noi.
autismul este una dintre cele mai severe tulburări neuropsihiatrice ale copilăriei. Ea apare fie la naștere, fie la vârsta de 18 luni, până la 2 ani a copilului. Cercetările au arătat că până la 49% dintre copiii incluși în programe de intervenție timpurii și intensive, între 15 și 40 de ore, ajung să fie independenți și să facă progrese, astfel încât comportamentele autiste să devină puțin sesizabile. Fosta cantină CFR din Pașcani, considerată un focar de infecție de către oamenii care locuiesc în zonă, ar urma să fie curățată săptămâna viitoare. Situația a fost prezentată edililor locali de către o pășcăneancă ce locuiește vis-a-vis de această clădire în blocul B27 pe strada Gării. Aceasta s-a plâns de faptul că zona a devenit un adăpost pentru câinii comunitari și este de o mizerie de nedescris. Se pare că solicitarea femeii a fost ascultată de către reprezentanții primăriei care și-au propus să rezolve problema. Dumitru Pantazi, alături de șeful de la gospodărie comunală, au mers astăzi acolo și au constatat că cele reclamate sunt adevărate. În urma audiențelor de ieri, am fost solicitați în zona Vale, pe strada Gării, la blocul B27. Acolo cetățenii ne-au semnalat două probleme. Prima, aceea spațiului verde. Domnii de acolo doreau să îngrădească spațiul verde și să planteze flori. Ei au susținut că această îngrădire ar avea efect în condițiile în care sunt foarte mulți câini comunitari în zonă, câini care provin din a doua problemă la care ne-am deplasat acolo, și anume spațiul viran dintre clubul CFR și fosta cantină CFR. Astăzi a venit și un reprezentant al CFR-ului, al Gării din Pașcani. Acesta ne-a promis că luni dimineață, pe la 8-8 și jumătate, ne va deschide acolo zona și vom intra cu cei de la gospodărie comunală, vom curăța spațiul acela, vom încerca să aducem înapoi iluminatul acolo, pentru că este un stâlp de iluminat, însă acesta a fost decuplat de la rețea. Și vom încerca tot de luni încolo să facem și acest lucru pentru ca zona să arate mai bine, să fie mai curată și mai frumoasă. După ce au discutat cu un reprezentant de la CFR pentru a-i readuce la cunoștință situația, primarul a trasat ordin ca luni de dimineață să fie făcută curățenie acolo și totodată rezolvată problema iluminatului. Conform vecinilor, acolo și-au creat adăpost mai mulți câini comunitari, de unde provine și mizeria. Acesta fiind un motiv pentru care nimeni nu a îndrăznit să pătrundă în interior. Șeful serviciului gospodărie comunală din cadrul primăriei ar urma să se ocupe luni de curățarea spațiului, care mai apoi va intra sub observația agenților de la poliția locală. Elevii, profesorii, părinții, dar și bunicii au avut astăzi ocazia să admire minunate păsări în cadrul unei expoziții organizate la Clubul Copiilor Pașcani. Evenimentul, frumos și în detaliu organizat de conducerea instituției, a fost prilejuit de Ziua Internațională a Păsărilor, asta deoarece în fiecare an, pe 1 aprilie, se sărbătorește Ziua Internațională a Păsărilor. Această zi marchează totodată reîntoarcerea în aripatelor din zonele unde au iernat, fenomen urmărit îndeoseb de specialiști și iubitorii de natură și păsări. Loredan Lăzăroaia este un bărbat din comuna Tătăruș care deține o mică fermă specializată în creșterea găinilor din rasa mătase japoneză. Dar astăzi a adus privirile curioase ale participanților mai multe rase de înaripate. De asemenea, o echipă Actualitatea TV a fost prezentă la evenimentul desfășurat astăzi la Clubul Copiilor, luând pulsul elevilor curioși. Sunt undeva la 24 de boxe, venind de la Asociația din Iași, boxele. Avem mătase japoneză, Hamburg, Plymouth galben, mătase japoneză pe mai multe culori, cochin china petic pe mai multe culori, frezat normal, paduane, sebright, cam de astea sunt pe acolo expuse acum, dar la fermă dacă veniți o să găsiți mai multe specii. Astăzi este Ziua Internațională a Păsărilor. Eu sunt clasa 8-a și sunt de la Colegiul Tehnic de Căi Frate Unire. În această zi am venit la Clubul Copiilor pentru a vedea o expoziție minunată de păsări în care sunt arătate mai multe specii, dintre care, din câte am văzut eu, este și pasărea mătase chinezească, prepelițe, etc. Am venit acum în ora de biologie pentru a le vedea. De asemenea, mâine, de Ziua Internațională a Cărții pentru Copii și Tineret, conducerea pregătește noi activități. Este vorba despre celebrarea îndrăgitului autor de basme, Hans Christian Andersen.
Așadar, astăzi este ziua păsărilor. E un îndemn ca atunci când avem o curte să creștem păsările care să ne oprească să le cumpărăm, să cumpărăm carnea din magazine și să nu fie sănătoase. E un îndemn să admirăm păsările libere ale cerului și să trăim ca ele. Mâine este din nou o zi de sărbătoare. Noi am pregătit 3/4 deja din expoziție. Este vorba despre ziua cărților pe internațională, de asemenea a cărților pentru copii și tineret. 2 aprilie este ziua nașterii lui Hans Christian Andersen. Sunt convinsă că dacă vă provoc și dumneavoastră o să spuneți cel puțin 10 titluri de povești care v-au încântat copilăria și dacă deschidem din nou cartea, ne lăsăm cuceriți de aceste povești cunoscute și apreciate în lumea întreagă. De asemenea, ca în fiecare an, Societatea Ornitologică Română s-a alăturat manifestației, scopul urmărit fiind acela de a atrage un semnal de alarmă în privința dispariției speciilor. Puteți urmări și dezbate știrile și pe site-ul nostru online www.newspașcan.com, cât și pe Facebook-ul newspașcan.com. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, nu ezitați să ne contactați la numele de telefon afișat pe ecran. Știrile Actualitate TV se încheie aici. Vă doresc o seară frumoasă!